Invitat în emisiunea dezbaterea zilei de la Iași TV Live, consilierul primarului municipiului Iași Radu Botez a vorbit despre modificările propuse pentru trafic. Iată ce străzi urmează să fie cu sens unic. Sunt unele modificări, aș putea zice, în toate zonile, dar majoritatea modificărilor vor apărea odată cu încălzirea vremii și cu posibilitatea celor de la Citadin de a marca străzile. Dacă tot am început discuția cu Nicolina, unde într-adevăr sunt probleme reale, mult mai evidente, deci nu numai pe, pe axa bulevardului Nicolina și în Podul Roșu, cu Bă. stocarea autovehicolor la anumite ore din zi și anume distanța între rond și intersecția de la BCR, să spunem, este foarte mică da, da, da. și din acest caz nu putem semaforiza cum am dori întreaga circulație în rond. Mai departe am stabilit cum cum este la intersecția cu Alea Rozelor. Am stabilit și la intersecția cu Sălciilor și frumoasa se, se numesc cele două străzi, deci după pod. Da, da, da. Nu mai voie să faci stânga. Încă asta. nu este pus în practică, nu. dar va fi pus în practică. Există în sigur posibilități de a, de a face la stânga doar venind perpendicular pe bulevardul Nicolina. Suntem în deocamdată doar în în a analiza locația și modul cum va arăta un, uh, un rond, un sens giratoriu, la capătul Nicolinii, undeva în zona Technopolis. Acolo trebuie să uh, respectiv un uh -huh. rond, care probabil va fi un oval. Să iau în calcul și sensurile unice, chiar cu trei benzi. Dacă toți suntem în zona Podul și avem discuții dacă putem, și am mers la fața locului, am mers și în poliția încă nu le-am finalizat, dacă putem pe malul stâng al Bahluiului, da. malul stâng înseamnă. Cu facultățile! Malul cu facultățile, da, dar între podul roșu și podul de piatră, știți că este o bucățică în care este sens dublu, aici la da. podul Cantemir. Da, 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 da. Dacă putem să renunțăm la acest și să avem trei benzi, un singur. un Bun, singur și sens. Atunci... Încercăm acum să vedem numărul de mașini, ce trafic este, cum se poate. Uh -huh. ca să deci e posibil să dispară bucățica, de bucățica de, respectivă da. cu două benzi și atunci vor fi trei benzi dintr-un capăt da. în altul. Da, e un a, lucru... A, a, el așa a fost și inițial gândit pentru că uh, podul Cantemir uh, are câte trei benzi pe sens. Între timp, pe străzile din municipiul Iași continuă curățenia de primăvară.